Dimineața. Bună dimineața, dragilor! Știrea zilei este despre Cornel Galeș, care a renunțat la Doliu și se pare că ar fi înlocuit-o pe Ileana Duculete cu o blondă. Paparații Spanius.ro i-au surprins pe cei doi, în timp ce luau cina într-un restaurant din capitală. Ei au stat la povești preț de câteva zeci de minute, ba chiar la un moment dat s-au și sărutat cu foc. Apoi au ieșit din restaurant și s-au îndreptat către locuința femeii misterioase, acolo unde de altfel Cornel Galeș a și înopărat Însă, deși a fost prins în fapt, Cornel Galeș neagă că ar avea o relație cu femeia respectivă.